Unități medicale și școlare. Se acționează operativ pe domeniul public, în parcări și zone verzi, prin pulverizare terestră, dar și avio. Calitatea serviciilor TEDECHIM are ca scop protejarea sănătății publice și îmbunătățirea vieții oamenilor. TEDECHIM. Un plus de siguranță pentru dumneavoastră. Colectează separat. Viitorul este mâine noastre. Trăiește curat, colectează separat. Supercom susține campionii. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me. Să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. Biblioteca Județeană Ovidiu Însușianu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu editura Agnos din Sibiu, organizează în cadrul celei de-a 23-a ediții a Salonului Hunedorean al Cărții o întâlnire cu două personalități ale lumii ecleziastice din România, părintele Constantin Ecula și preotul romano-catolic Francisc Doboș. În ziua de 16 octombrie 2024, ora 18, în incinta de Vamol, etajul 3, Saldeor, cei doi duhovnici se vor afla în mijlocul publicului Hunedoara. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Începe o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru trup și suflet la Antena 3 Deva. În ediția de astăzi a emisiunii noastre ne concentrăm asupra unui domeniu medical care îmbină frumusețea, funcționalitatea și mai ales speranța. Vorbim despre chirurgia plastică, estetică și reconstructivă, o ramură esențială a medicinei care are un impact profund asupra calității vieții pacienților. În ediția de astăzi vom aborda subiecte, spunem noi, de maximă importanță, de maxim interes pentru pacienți: accesul la informații medicale în era digitală, gestionarea situațiilor de urgență, atitudinea față de corpul medical, dar și cum profilaxia și chirurgia estetică joacă un rol important în viața noastră. Am alături de mine un medic specialist care a ales recent să se alăture echipei Spitalului Județean de Urgență din Deva, vine dintr-un centru universitar, ne vorbește și despre această tranziție, iată, de la un centru universitar la un spital județean, doamna doctor Dana Petronia Ulita, medic specialist chirurgie plastică, estetică și reconstructivă la Spitalul Județean de Urgență din Deva. Bine ați venit, mă bucur să Bine ne cunoaștem. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și vă mulțumesc pentru deschidere. Sunt lucruri importante de menționat, spuneam, importante pentru pacienți, dar cred că și pentru medici e important ca pacienții să le cunoască. Doamna doctor, cum a fost această tranziție de la un centru universitar la un spital județean? Tranziție pe care ați făcut-o în urma unui concurs, a susținut da, un concurs pe post. În prima parte a acestui an. Da, așa este. A reprezentat o provocare pentru mine și am acceptat-o pentru că este important și pentru noi, cadrele medicale, să ne dezvoltăm experiența clinică și avem nevoie de contact cu pacientul. Chiar dacă de cele mai multe ori nu găsim sau nu avem posibilitatea să lucrăm în centru universitar unde ne-am pregătit, acceptăm și provocarea de a tranzita într-un alt județ sau într-un alt spital, pentru că interesul nostru este să lucrăm până la urmă, să ne oferim serviciile medicale în folosul pacienților, dar și noi ne dezvoltăm din punct de vedere al experienței clinice și din punct de vedere profesional. Care a fost, care sunt primele impresii vis-a-vis de ceea ce oferă Spitalul Județean de Urgență din Deva? Și din perspectiva echipei, mă gândesc, și din perspectiva dotărilor. Din perspectiva dotărilor, trebuie să recunosc că a fost o surpriză plăcută.
ținând cont că este Deva, știm cu toții că face parte dintr-o zonă defavorizată, a fost o zonă de minerit și incidența este destul de mare al afecțiunilor neoplazice în zonă. Lucrând în Timișoara, am avut parte de-a lungul anilor, sau mai bine zis, am avut șansa să tratez pacienți și foarte mulți pacienți din această zonă. Și am acceptat provocarea de a veni aici pentru că în felul acesta mulți dintre pacienții care erau redirecționați către Timișoara pot să-i tratez altfel aici, direct în Spitalul Județean și, cum vă spuneam, dotările chiar sunt... Deci avem la momentul ăsta, avem dotări, avem specialiști, avem medici specialiști, pentru că de asta se spune multe ori că ducem lipsă, sau ăsta e cumva un fenomen, o consecință, poate anumite specialități nu mai sunt atât de atractive pentru cei care își finalizează studiile. Nu știu cum se întâmplă lucrurile în specialitatea chirurgie plastică, dacă... Pentru că majoritatea studenților care vin să studieze în marile centre universitare, o parte din ei își construiesc familii pe perioada studenției, pe perioada studiilor sau la sfârșitul studiilor și întemeindu-și familii într-un anumit loc, da, preferă să-și continue activitatea în acel loc, ținând cont că și perspectiva locurilor de muncă este mai mare, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Dar e foarte bine să evoluăm din punctul ăsta de vedere, adică să se promoveze și spitalele județene sau spitalele regionale, pentru că totuși să tranziteze pacientul dintr-un județ într-altul, în loc să vină, eu aș încuraja repartiția medicilor pe județe sau pe spitale județene. Se întâmplă, vorbim, da. Da, mai ales că mulți dintre studenți nu și-au domiciliu în centrele universitare unde studiază, dar ar fi important să aibă șansa să studieze, de exemplu, la domiciliu sau în orașul de domiciliu, de unde a venit pentru studiile universitare. De aceea, cumva, ar fi de bun augur și ar fi promițător să se investească sau să se promoveze locuri de muncă și în alte orașe decât centrele. E o provocare pe care dumneavoastră ați acceptat-o, spuneam, la începutul anului, când ați venit la concurs, loc scos, da, la Spitalul Județean de Urgență Deva, neștiind probabil foarte multe lucruri despre ce se întâmplă aici, despre ce dotare veți găsi, despre cum arată colectivul, cum arată echipa, dar spuneți că ați fost plăcut surprinsă și asta e un lucru bun. Care sunt provocările pe care le-ați întâmpinat de când ați ajuns aici și cum ați încercat să le depășiți, cum ați încercat cumva să îmbunătăți, să aduceți din experiența și din energia, da, unui medic provenit dintr-un centru universitar? Da, e bună întrebarea. Ca în orice alt loc de muncă, este nevoie de spirit de echipă, de colegialitate, cu toții avem nevoie să ne putem integra în acel mediu și să ne putem desfășura activitatea frumos și așa cum ar fi de dorit într-o echipă. Noi suntem 3 medici aici pe chirurgie plastică și provocările pe care le-am întâmpinat de 3 luni de când am venit să lucrez aici ar fi legate de organizarea mea ca și medic, de organizarea pacienților, nu numai din punct de vedere al patologiei, dar și din punct de vedere al programărilor, pentru că a trebuit să țin cont de disponibilitatea sălilor de operație. Și știu că există promisiuni și în această direcție, adică urmează să fie tăiată panglica roșie pentru o nouă sală mare de operație și o să primim și noi ca și secție o sală mare, cel puțin așa ni s-a promis. Va fi destinată chirurgiei plastice. Da, da. Pentru că, cum vă spuneam, pe lângă potențialul pe care îl deține spitalul din punct de vedere al dotărilor, am vrut să ating și subiectul cu programele naționale, adică spitalul chiar este, în urma verificărilor, am aflat că este pe lista spitalelor acreditate de Ministerul Sănătății. Ce înseamnă acest lucru, doamna doctor, pentru privitorii noștri care poate nu sunt familiarizați? Ce înseamnă ca un spital județean, în cazul ăsta, să fie
acreditat de Ministerul Sănătății, de acest for, da, pentru a desfășura, rula aceste programe naționale. Și aici ne-am, ca să vorbim punctual, da, acel program național pentru mastectomii. Efectuarea mastectomiilor și abordarea afecțiunilor în județul nostru și persoanele, pacientele să nu mai ajungă într-un centru universitar. Da, cum vă spuneam, și în această zonă incidența neoplaziilor este mare, fiind o zonă de minerit și nu numai din acest considerent și cumva prin acest program național pe care l-am menționat, o să avem posibilitatea să tratăm sau să abordăm, să diagnosticăm paciente care se adresează clinicilor de chirurgie generală sau chirurgie plastică, acuzând prezența unor formațiuni tumorale la nivelul sânilor. Aceste formațiuni tumorale nu le putem încadra într-o patologie sau alta. Nu putem susține că sunt neoplazi, nu sunt maligne, până nu realizăm o biopsie. Cam asta ar fi prima etapă de diagnosticare. Și acest program național ne oferă și posibilitatea să internăm pacientele care au nevoie de un diagnostic în privința formațiunilor tumorale mamare și în urma diagnosticării împreună cu, că trebuie întocmită o comisie oncologică, să luăm decizii împreună la nivel de echipe multidisciplinare, dar cum ar trebui gestionată pacienta în funcție de rezultatul biopsiei și în funcție de particularitățile individuale ale afecțiunii pe care o prezintă. Deci, într-o primă fază, în cadrul acestui program național, la Spitalul Județean s-ar realiza aceste biopsii, aceste investigații, da? Pentru diagnosticare. Pentru diagnosticare. Da. Există și niște pași ulteriori pentru a ajunge la mastectomia propriu-zisă. Da, pentru că nu toate au indicații de mastectomie. Sunt paciente care au indicații de sectorectomie sau tumorectomie, adică să fie scoasă proceduri doar care tumor. Se fac la momentul ăsta în centre universitare. Minimal invazive, da, care se fac doar în centre universitare și pacientele și din această zonă se adresau celelalte, adică cel mai apropiat centru universitar era Timișoara. Dumneavoastră, la momentul ăsta, devoalez lucrul ăsta, e un aspect personal, efectiv faceți naveta zilnic, veniți din Timișoara, unde mai activați și acolo, nu știu dacă la clinică de stat sau privată. Da, la Spitalul Județean din Timișoara. Deci aveți și încă aveți perspectiva a cazurilor care ajung acolo. Ce înseamnă pentru o pacientă? Pentru că de multe ori vorbim lucrurile astea și ăsta e dezideratul, să se trateze aici și pe partea de cardiologie. Iată, acum pe chirurgie plastică și sunt alte și alte specialități care încearcă să gestioneze aici în plan local, în să nu mai pui pacientul pe drumuri. Da. Într-adevăr, cum ați menționat și la începutul emisiunii, provocările, asistența medicală din România și provocările pe care le are nu numai medicul curant, ci și pacientul. Nu e ușor să fii pacient, să afli că ai o patologie. Acum nu mă refer neapărat la o afecțiune oncologică. Deci sunt cele mai temute, dar cele și cele mai temute, răspândite. Sunt cele mai desperiate, da. Pentru că, de ce? Pacientul, când, din momentul diagnosticului, când află că are o patologie, se simte descurajat. Nu are instruirea necesară și nici cultura medicală necesară să știe și să fie conștient de pașii pe care îi are de parcurs fără să-și creeze scenarii anticipat. Pentru că de cele mai multe ori scenariile pe care noi ni le creăm ne consumă și ne complică viața. Și de multe ori nu putem să luăm o decizie obiectivă pentru că noi trăim un scenariu, o angoasă sau mai multe angoase pe care, mental vorbind, le acceptăm și le somatizăm. De aceea ar avea nevoie de un ghidaj, să spun așa, de o persoană suport sau de mai multe persoane suport care să-l îndrume și să-l instruiască ce are de făcut din momentul diagnosticului, care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă pentru a lua deciziile cele mai potrivite pentru el și să nici nu piardă timpul. Foarte important, pentru că, și de ce am menționat acest fapt, mulți în această etapă, simțindu-se descurajați și neștiind ce să facă sau cât de urgent trebuie să se adreseze medicului specialist, rămân acasă,
încep să-și trăiască scenariile, să-și privească cumva, sau să-și trăiască propria viața, dramă, da, cumva. Propria dramă și să-și trăiască cumva acceptându-și soarta. Dacă atâta mi-a fost să fie, atâta voi trăi, cumva își schimbă și modul în care se raportează la aparținător, la familie. Este total greșit. Și nici nu putem acuza pe nimeni, pentru că medicii de familie nu au timpul necesar. Aici am vrut să ajung. Cine ar trebui să fie acea persoană suport sau acele persoane suport în cazul unui pacient oncologic? Aș vrea să abordăm și cazurile care nu provin din sfera oncologică, pentru că și acolo informarea, reacția cât mai rapidă, renunțarea la aceste scenarii, da, care complică și mai mult starea pacientului, sunt foarte importante. Cine ar trebui să fie? Amintează de medicii de familie. Vor spune că oricum au un volum foarte mare. Sunt o verigă, pentru că din momentul diagnosticului, pacientul are nevoie de, știm cu toții, de bilete de trimitere, mai departe către specialist. Așa. Pacientul, tentația care o are cea mai mare, este să treacă pragul medicului de familie. Și când ajunge acolo în cabinet, începe, sunt unii care sunt mai reticenți, dar e foarte mică categoria aceasta, majoritatea se duc o grămadă de întrebări. Medicul de familie este asaltat și debordat și de întrebări și de, cumva, este presat de timpul alocat. Pentru că noi, în mod normal, știm cu toții că avem 20 de minute pe pacient. Timp în care trebuie, nu. Mm-hmm. Timp în care trebuie eliberat bilet de trimitere, analize, dacă cumva are nevoie să facă analize suplimentare, trebuie să-i facă recomandarea de analize compensate. Pentru că știm că în România pacientul sau majoritatea pacienților nu au posibilitatea să-și achite integral sumele necesare investigării sau aprofundării. Cumva după stabilirea unui diagnostic, mai avem nevoie de investigații suplimentare dacă pacientul nu este internat într-o secție. Se pot face anumite seturi de analize prin medicul de familie, cum spuneam, dar în acele 20 de minute de care aminteam, medicul de familie nu reușește și să instruiască pacientul și să-i ofere suportul psihic necesar și să-l îndrume sau să-i arate care sunt pașii următori, următori și necesari ai tratamentului, dar și să-i elibereze hârtiile necesare. Și atunci pacientul pleacă cumva debusolat, descurajat din cabinetul de medicină de familie. Merge acasă, se sfătuiește cu membrii familiei, care unii au noroc și au un cadru familiei, da. Un cadru familiei cadre medical, care cât de cât îi orientează, dar alții nu au posibilitatea asta. Se întorc în satele lor, se întorc acasă și apare acel timp de, eu îl numesc timp de neglijență. Și aici aș aminti afecțiunile, leziunile cutanate. Majoritatea sunt carcinome bazocelulare, dar nouă, când ne vine un pacient în ambulatorul de specialitate sau și la dermatolog ajung unii, vin unii depășiți chirurgical, alții vin în stadii destul de avansate. Și aici la ce mă refer? Stau câte un an, 2, 3, 5 cu leziunea pe piele în speranța că îmi trece. Își dau cu tot felul de creme, empiric vorbind, testează. Bobești de-a dreptul. Și apelează la tot felul de tratamente naturiste, uleiuri sau... Da, de toate încearcă și, din păcate, leziunea avansează. Cum am ajuns în stadiul ăsta? În condiția în care medicina avansează, vedem tratamente cu rezultate spectaculoase, cu condiția să fie aplicate la timp, să fie aplicate înainte ca lucrurile cumva să degenereze. Cum am ajuns să ne întoarcem la lucruri, la leacuri, că le aminteam, la metode care nu mai au poate nicio legătură cu vremurile în care trăim? Sunt ce ne împinge înspre zona asta? Le este destul de greu să ajungă în centrele universitare unde sunt îndrumați. Acum, îndrumarea poate fi făcută din cabinetele medicilor de familie sau
poate fi făcută de diverse persoane din cadrul familiei, familiei restrânse sau familiei lărgite, să zic așa, prieteni, cunoscuți, vecini. Neavând posibilitatea să se deplaseze facil într-un centru universitar, așteaptă. Așteaptă acel moment potrivit, metaforic vorbind, pentru că momentul potrivit e când ești hotărât să te duci. Și important e să nu aștepți prea mult. Neavând posibilități de deplasare individuale și dacă trebuie să depindă de vecinul, de prietenul, de mama, tata sau de terțe persoane, se va prelungi momentul adresării în fața medicului specialist și vin în stadii evoluate. Sau, v-am zis, există acea premisă că trece, mă vindec, o să-mi dau cu alifii, am auzit de multe ori formula asta, și găsesc eu alifia aia potrivită, magică, și cumva o să țin situația sub control. Și dacă văd că nu merge, atunci o să merg. Deci cumva se amăgesc. Și aceste alifii, generic denumite, pot să facă mai mult rău, pot să agraveze cumva, să ducă la o infecție sau la o situație mult mai gravă, de nedorit. Ați văzut multe, probabil, în experiența dumneavoastră. Chiar multe, inclusiv pe traume. Inclusiv, deci pe traumă aplicați... Arsuri, traume, da. Diverse. Diverse, albuși de o miere, ca să nu vorbesc, și de alte, urină. Mi-au venit pacienți, da. Astea sunt un soi de mituri, așa, populare. E și momentul în care putem să le demontăm. Deci toate aceste preparate, toate aceste produse, știu, făcute în casă sau de persoane care... Ar fi necesară și de Mythbusters, da, spărgătorii de mituri. Exact, da, pentru că sunt mulți care cumva păstrează anumite rețete tradiționale de la bunica, străbunica, la care a funcționat, dar nu știm despre ce este vorba, adică ce iritație sau ce formă de leziune cutanată avea bunica și s-o tratat cu alifia de gălbenele. Panacea universal este, da, alifia de gălbenele, care este foarte des utilizată de către pacienți, dar fără rezultate, adică în afară de hidratare și de... Nu pot să zic acum, fitoterapia are efectele ei terapeutice, dar trebuie utilizată corespunzător. Și doar în anumite... Și în doar anumite... cu anumite scopuri și doar pentru anumite afecțiuni. Nu putem generaliza. Totuși avem nevoie de medicina alopată și de medicul specialist ca să tratăm. Trăim și într-o zonă și într-un județ unde se mai face agricultura, har Domnului. Da, un mare avantaj. Da. Dar aduce și cumva și situații care ajung tot înspre chirurgia plastică. Persoane care în urma muncii agricole... Patologia traumatică. Da. Exact, partea de traumatologie, care cumva ar trebui la fel gestionată rapid. Nu pierdem timp, nu stăm acasă într-o astfel de situație. Da, nu așteptăm să se suprainfecteze o plagă înțepată sau o plagă contuză sau o traumă. De obicei, persoanele care își, vă dau un exemplu punctual, își prind mâinile diverse utilaje agricole în sezoanele agricole. Se adresează destul de repede, dacă curge mult sânge, cum spune pacientul, dacă am văzut mult sânge, m-am speriat, atunci vin direct la medic. Deci dacă sângele curge și sau degetele stau într-o poziție nefirească, vizibil, este vorba de o fractură sau de multiple fracturi. Mai e și o durere insuportabilă, dacă de regulă asta te... Da sau nu, depinde de pragul dureros. Acum, în timpul șocului, se liberează endorfine, cumva nu percepem durerea chiar atât de, la o intensitate atât de mare. Dar pacientul se sperie de poziția nefirească, deficitul funcțional prezent la nivelul membrului afectat și sângele care curge. Și atunci se adresează medicului specialist sau unităților de primire urgență. Cei mai mulți vin în... Deci trec peste teamă, peste orice... Da, și vin direct la spital. Și vin în serviciu de urgență, bănuiesc. Da. Cealaltă categorie? Mai există o categorie. Dacă trauma nu este complexă și plaga contuză sau plaga înțepată este... Da, cumva nu generează sângerare importantă, sunt mai curajoși și pacienții și rămân acasă pe ideea că rezolv eu, nicio problemă că o să gestionez situația. Și unii reușesc, alții, în schimb, vin după
aici aș include și categoria arsurilor. Vin după 10 zile sau după 2 săptămâni, se adresează unităților de primire urgențe cu plagile suprainfectate sau cu arsurile suprainfectate, neglijate. Și aici se schimbă un pic situația ca și abordare, și din punct de vedere medical, și din punct de vedere chirurgical. Dar îndemnul meu și sfatul meu pentru pacienți este, în momentul în care observă că au o problemă, cel mai bine este să, din timp, să se adreseze spitalelor și unităților UPU, unităților de primire urgențe, sau medicului specialist. Și dacă merg la medicul de familie, acum medicul de familie nu o să fie disponibil 24 din 24. Sunt centrele de permanență, că sunt zone unde... Da, dar poate persoana mai familiarizată cu medicul de familie, care se presupune că îl întâlnești periodic, nu? Ajungem la medicul de familie, probabil de câteva ori pe an. Da, față de telefon. Ce s-ar putea întâmpla în UPU, într-o unitate de primă urgențe, unde sunt, poate, cazuri și mai grave, se așteaptă mult. Da, aici vreau să subliniez un aspect foarte important, da. Da, și aș vrea cumva oamenii să conștientizeze, pentru că sunt unii care provoacă conflicte și fac scandal în UPU, nejustificat. Acum îmi dau seama că ei nu înțeleg situația și nu înțeleg gravitatea situației, nu pot evalua o plagă sau nu pot evalua obiectiv vorbind propria lor stare, nici propria lor stare, nici situația din urgență. Ei nu știu că de fapt medicul de urgență triază cazurile, triază pacienții în funcție de riscul vital. Dacă un pacient se adresează unităților de primire urgențe, în momentul în care merg în față, așa cum spun ei, o să folosesc limbajul lor, am fost în fața asistentei, mi-a cerut buletinul, i-am dat buletinul, mi-a făcut o fișă și m-a lăsat să aștept 4 ore pe scaun. Nu, asta e percepția lor. Aici vreau să le aduc la cunoștință că în momentul în care li se efectuează încadrarea și li se face acea fișă de prezentare, din acel moment se evaluează patologia pentru care s-a adresat unității de primire urgențe și sunt în spatele cortinei, încep să se dea telefoane la medicii specialiști. Dacă într-adevăr patologia presupune un risc vital major, credeți-mă, este prioritizat. Nu se pune problema peste tot în țară, în UPU, pacientul cu risc vital este prioritizat. Așa se întâmplă și într-un centru universitar, da, de unde veniți noastră, și într-un spital județean, municipal sau sigur mai știu de ce rang. Sigur că da. Este prioritizat dacă are un risc vital. Dacă nu are un risc vital și are o plagă contuză cu sângerare moderată, îi se aplică un pansament sau îi se lasă pe loc pansamentul cu care a venit, că de obicei pacientul nu vine cu plaga la vedere, cu sângele curgând după el, vine pansat. Este rugat să ia loc pe un scaun în sala de așteptare și așteaptă. Eu vă spun și din perspectiva medicului de gardă, pentru că, cum vă spuneam, efectuez gărzi. În momentul în care primesc telefonul, avem o plagă înțepată sau avem fractură, degete sau diverse patologii pentru care sunt chemată, desigur, dacă nu sunt în sala de operație, mă duc, nu stau pe gânduri, mă duc în UPU să văd pacientul. Dacă cumva sunt prinsă în sala de operație cu un alt pacient, fie trimit, că noi suntem, la Timișoara, de exemplu, suntem 3 linii de gardă și la DEV am observat pe chirurgie generală sunt mai mulți medici care efectuează linii de gardă, adică nu un singur medic face linia de gardă, nu acoperă unul singur linia de gardă. Și atunci unul dintre colegi se duce și evaluează pacientul și gestionează situația. Dacă este de internat, desigur va fi internat, adus în secție, investigat și introdus la sală când considerăm că este necesar. Doamna doctor, menționați un lucru poate important de dezvoltat. Cum vine un pacient în urma unei traume în UPU? Spuneați că majoritatea vin pansați. Sunt lucruri pe care le recomandați sau pe care pacienții în general le greșesc atunci când au un astfel de incident?
poate cu această ocazie să le explicați privitorilor noștri cum să reacționeze până în momentul în care ajung la un medic specialist care sigur va decide ce e de făcut în situația respectivă. Da. În cazul arsurilor este foarte important, fie că este vorba de o arsură termică, fie că este vorba despre o arsură chimică. Acum, nu includ aici mari arși, acolo e altă poveste. Mă refer la arsurile care sunt pe suprafețe mai mici, pacientul le conștientizează. Este foarte important ca primă măsură de urgență, este imersia în apă rece. Ce înseamnă asta? Pe zona arsă trebuie pur și simplu nu pusă gheață, nici preparate, miere, ulei, albuș de ou, ce am mai văzut, amestecuri între cele menționate. Nu. Pur și simplu trebuie dat drumul la apă rece și membru afectat sub jetul de apă rece. Acum nu apă rece să colabăm de tot vasele de sânge, dar nu apă caldă, nu apă călâie, cum am auzit termenul. Trebuie apă rece și lăsat să curgă pe membru afectat. Pentru că aici este vorba de un întreg proces fiziologic. În momentul arsurii sunt anumite arsuri care se aprofundează. Acum depinde foarte mult dacă vorbim de contact cu obiecte fierbinți, obiecte metalice fierbinți, sau vorbim de o arsură prin expunere la flacără directă sau arsură chimică. Mai ales la arsurile chimice trebuie imersie în apă rece sau membru afectat. Pentru a îndepărta probabil agentul care cauzează acea arsură. Și pentru a limita aprofundarea arsurii și denaturarea proteică care stă la baza. Ce se întâmplă apoi? Se aplică un bandaj steril până la momentul în care se deplasează persoana? Da, am văzut că foarte mulți vin cu flamaderm. Sunt acei bureți impregnați cu tot felul de, le-aș spune, creme grase, ca să înțeleagă pacientul. Se aplică în că majoritatea se sperie și dau telefon la salvare și își smulg hainele de pe ei. E greșit să își smulgă hainele de pe ei. Chiar dacă sunt îmbrăcați și chiar dacă au mâneci lungi sau... Așa rămân până la momentul în care și fac imersia în apă rece cu haina pe ei. Da, sună la ambulanță, ok, vine ambulanța, deja din acel moment medicul de pe ambulanță sau asistentul de pe ambulanță gestionează situația și este adus în unitățile de primire urgență. Aici este vorba de arsură. Dacă vorbim despre traumă, iar noi ca și chirurgi plasticieni tratăm foarte mult, adică cumva este de competența noastră trauma de membru toracic. Deci ne ocupăm de membru toracic. Și nu numai. Acum, ca să nu intru într-un alt subiect, și aici ar fi de povestit multe și de atins anumite subiecte. Vis-a-vis de competența. Da, da, și ce chirurgii putem aborda. Da. Acum mă refer la trauma de mână și suntem în plin sezon agricol. Exact. Ce poate să facă pacientul acasă în momentul în care vede sângerare? Vede că degetele sunt într-o poziție nefirească, nu și le poate folosi. Unii se panichează, pun mâna pe telefon și nu fac nimic. Se uită efectiv cum... Alții, în schimb, își rup haina de pe ei, pun acolo și țin apăsat. Asta am văzut că știu cam majoritatea că trebuie să facă compresie pe zona sângerândă ca să oprească. Este o formă de hemostază mecanică. E corectă? Este corectă, dar este bine pentru că și asta știu să facă. Până la urmă încurajez, da, ok, trebuie făcută hemostază. Și faptul că sună la 112 nu e greșit deloc. Alții sună medicii de familie, că unii fac asistență sau cumva rămân disponibili și telefonic orientează pacientul. Este bine, dar nu toți procedează așa, nu toți au posibilitatea să procedeze așa. Și atunci trebuie să sune pacientul la 112. Important este să nu urineze pe plagă. Și aici chiar vreau să subliniez acest mit și acest obicei primitiv, pentru că nu urea din urină îi ajută, nu îi ajută la nimic. Din contră, există riscul să se suprainfecteze. Și așa este vorba de o traumă, presupune plăgi poluate. Asta ce înseamnă? Că
pământ și tot felul de... Se află la corpuri, nivelul... Da, se află acolo iarbă, am găsit de toate, obiecte metalice. Care pot expune zona cumva la, da, supra, la, un, la infectare, o suprainfectare. Da, la un potențial septic crescut. Da. Doamna doctor, spuneți lucrurile acestea nu pentru că se întâlnesc, pentru că se întâlnesc frecvent, bănuiesc, aminteați de obiceiul ăsta de a aplica urină. Da, da, am întâlnit pacienți. Trebuie să menționez pentru că aș vrea cumva oamenii să conștientizeze că nu-i ajută la nimic, inclusiv dacă aplică miere sau alte uleiuri sau... Nu îi ajută pe traumă nici atât. E adevărat că majoritatea apelau la aceste obiceiuri dacă pe plăgile mușcate și pe arsuri am întâlnit. Pe plăgile mușcate, ce aplicăm? Cum procedăm? Dacă au acasă dezinfectant cu betadină, e cea mai corectă. Direct betadină, nu Rivanol, betadină. Betadină sau apă oxigenată. Și apa oxigenată este nimic potrivită. Altceva, apoi nimic altceva. Mergem la și pun în UPU. O compresă și se adresează, da, sigur, spitalelor. Vin direct în UPU. Pentru că trebuie explorată plaga respectivă, trebuie... Acum există situații nefericite când pacienții sunt atacați de... Nu numai de câinele proprii, am întâlnit plăgi mutilante, cumva generate de câinele propriu. Aici trebuie să aibă grijă fiecare pacient care cumva... Că, da, îți cunoști animalul, dar nu știi ce perioadă traversează și nu putem fi siguri pe el 100%. Și asta în măsura în care vorbim de o persoană adultă, pentru că sunt lucruri care pot viza și pe partea pediatrică. Da. Nu știu dacă intră tot în competența dumneavoastră sau... Cumva intră în competența noastră, adică aminteați de arsuri, mușcătura de animale, tot felul de traumatisme, de mâini, traumele. Da. La traumele de mâini, acolo chiar am văzut, v-am zis, traumele, pentru traumele complexe, pacientul vine direct în UPU. Doar pentru traumele minore sau plăgile contuze, mai stau acasă și așteaptă și amână momentul greșit. Da, că cel mai bine e să vină atunci. Inclusiv pentru plăgile... O altă provocare pentru noi sunt plăgile înțepate cu retenție de corp străin, care pot să migreze și dacă sunt corp străin metalici, pacientul nu va putea efectua RMN. Interferează, adică cumva este o contraindicație a efectuării investigației respective dacă pacientul știe că are o retenție de corp străin metalic. În ce situație apare retenția de corp străin? Dacă lucrează, dacă folosește obiecte metalice, ciocan, vă zic situația cea mai frecventă. Pacientul efectuează diverse manevre manuale. În propria casă, propria da, gospodărie. Da, în propria gospodărie, că majoritatea sunt accidente casnice, la locul de muncă. Și majoritatea din mediul rural, acolo unde poate și atenția asupra acestor aspecte care țin de o educație sanitară, poate nu sunt atât de... Și mai există un aspect la care vreau să ajung, că sărim poate de la una la alta. Înainte să pună mâna pe telefon, să sune medicul de familie, să sune un specialist, pun mâna pe telefon și accesează internetul. Oh, da. Accesează rețelele de socializare și la o simplă căutare afli niște lucruri care nu prea au legătură, iată, cu ce spune specialistul. Da, internetul și sursele online abundă de informații. Acum, pacientul e firesc să nu știe să filtreze aceste informații sau să le interpreteze corect. Și le iau ca atare cumva ce îi se pare lui că se potrivește cu afecțiunea pe care o are sau cu trauma pe care o are și încearcă să se autotrateze acasă. Și apar inerent complicații pentru care ajung în cele din urmă să se adreseze fie cabinetelor de medicină de familie și este trimis mai departe la specialist, fie direct unităților de primire urgențe, unde este temporizat. Pentru că nefiind o plagă proaspătă, cum îi zicem noi metaforic, normal că va lua loc în sala de așteptare. Și va aștepta câteva ore bune. Da, pentru că sunt alții care vin și se adresează în momentul producerii accidentului. Și aici... trebuie să conștientizeze pacientul că își asumă acest lucru dacă nu vine
în momentul producerii traumei sau accidentului. Dar până la urmă, revenind la informația asta din mediul online, nu întotdeauna cea corectă, potrivită, complică actul medical, complică ceea ce trebuie să facă medicul specialist odată ce pacientul ajunge într-un final, într-un serviciu de primire urgențe. N-aș spune că complică actul medical, dar cumva creează așteptări pacientului și atunci pacientul se adresează medicului specialist sau medicul de familie cu anumite așteptări. Și vine și cu întrebări și cumva dacă așteptările nu-i sunt cumva onorate, satisfăcute, da, pleacă dezamăgit și clasează medicul. Aș sfătui pacienții înainte de, da, ești tentat să citești. Ok, corect. E normal. De înțeles, e justificat. Da, este în natura noastră umană. Curiozitatea este firească, este acceptată, este de înțeles. Dar trebuie să fim foarte atenți la informațiile pe care le luăm din mediul online și mai bine să nu le interpretăm. Mai bine, ok, am citit, am luat la cunoștință, hai să întreb specialistul. Să vedem ce părere are, uite ce am citit eu, ce părere aveți, este corect, cum cred eu, sau nu este corect. Acum, nici nu trebuie exagera, că nici specialistul nu are atâta timp să stea cu pacientul la povești, mai ales noi, chirurgii, avem un program operator pe care trebuie să-l respectăm. Și în momentul admisiei pacientului în clinică, urmează etapa de pregătire preoperatorie, investigații, consult, analize, consult preanestezic și așa mai departe. Acela este momentul în care pacientul poate să ceară informații medicului curant, inclusiv legat de toate informațiile pe care el le-a cules din mediul online. Pentru că medicul preoperator, toți trecem pe la pacient, vorbim cu el, îi aducem la cunoștință ce urmează din punct de vedere chirurgical. Da, este sub impulsul șocului, poate este speriat de ceea ce poate urmează să îi se întâmple. E de înțeles cumva și perspectiva pacientului. Ca să nu mai spune faptul că relația medic-pacient s-a schimbat cumva în ultimul timp și nu în bine. Din păcate, probabil resimțiți și noastră lucrul acesta. Da. Cerem multă empatie, cerem ca pacienți multă empatie, dar nu oferim această empatie. Cerem să fim ajutați și preluați cât mai rapid, dar nu înțelegem că înaintea noastră este un om pentru care câteva secunde, câteva minute fac diferența între viață și moarte. Cum resimțiți lucrurile acestea? Ai spune că pe chirurgie plastică poate lucrurile nu sunt similare cu, eu știu, cardiologia, poate, unde... Știți unde sunt? Da, nu pot să zic că sunt similare. Da, nu putem să le punem, nu putem pune egal, da. Dar să știți că presiune, poate mult zis presiune, am resimțit în traume. Sunt părinții, normal, că vin îngrijorați când copiii au suferit o traumă și au riscul de a-și pierde un membru. Riscul de a-și pierde degete sau mână sau, mă rog, antebraț. Dacă părinții sau aparținătorii conștientizează că există riscul acestor pierderi, vin la medicul specialist, își arată angoasa, panica, îngrijorarea, care este absolut firească. Și cumva arată că pe lângă încredere, că da, investesc încredere, și așa este, am simțit-o de multe ori, ei investesc încredere medicului curant, dar în același timp au și așteptări mari. Și vis-a-vis de aceste așteptări trebuie cumva vorbit deschis cu ei și informați atent și corect asupra tehnicii care urmează să fie efectuată din punct de vedere chirurgical, dar și asupra prognosticului de recuperare și din punct de vedere funcțional și din punct de vedere estetic în traume, mă refer și nasuri, dar și din punct de vedere al că foarte important pe lângă recuperarea funcțională, mai ales la tineri, este și recuperarea estetică. Estetică, da, foarte important. Da, pentru că e...
normal să ne dorim să arătăm și frumos și sănătos și funcționali să fim. E absolut firesc. Și avem dreptul acesta. Haideți să mergem și înspre partea chirurgia estetică, între moft și necesitate, pentru că există cumva această idee, e un moft să-ți faci o, e o modă să-ți faci, să faci o anumită intervenție. Un mare trend în ziua de azi. E un trend, da. Cât e trend, cât este necesitate. Acum mă pun în situația, sau vedem perspectiva unui pacient oncologic, da? Și putem privi prin ochii unui astfel de pacient cum ar arăta viața fără a se simți normal, da, și din punct de vedere estetic, da, și cum ar arăta important pentru o persoană fără probleme medicale, sănătoasă, aparent sănătoasă, dar care recurge la o astfel de intervenție. Da, este foarte important și aici n-aș menționa doar în cazul afecțiunilor oncologice. Le-am dat ca exemplu pentru că, da, sunt și cele traumatice. Da, post-traumatic, post-combustional și după arsuri, rămân prejudicii mari din punct de vedere estetic, rămân sechele funcționale. Ok, partea de sechele funcționale nu intră în chirurgia estetică. Ce vreau să menționez, chirurgia estetică nu are rolul doar de a înfrumuseța, așa cum se crede. Eu aș menționa aici și rolul corectiv, adică chirurgia estetică are și o componentă corectivă. Și știm cu toții că este foarte important să ne simțim bine în pielea noastră, să ne simțim capabili să abordăm o situație cu încredere. Un complex. Da, să nu dezvoltăm complexe, exact, și frustrări și să relaționăm corect și frumos cu cei din jurul nostru. Dar pentru asta trebuie să fim conștienți de corpul nostru, trebuie să fim conștienți de ce suntem capabili și mulțumiți de felul în care arătăm. Ați avut pacienți sau povești de împărtășit a unor pacienți a căror viața s-a schimbat complet, au scăpat de aceste complexe odată cu astfel de, de intervenție? Da, de multe ori, da, de multe ori, și aș menționa aici că nu există o categorie anume. Majoritatea spun că tinerii se adresează pentru, se adresează medicului specialist, plastician și echipelor de esteticieni pentru a-și înfrumuseța aspectul exterior. Nu neapărat. Am întâlnit situații care chiar de la banala augmentare a buzelor, că sunt multe fete care vin în cabinetele de specialitate, da, pentru augmentare, dar dacă stăm și analizăm atent și cu răbdare pacienta și o ascultăm, observăm că acolo este mult mai complexă situația și întâlnim o grămadă de asimetrii la nivelul feței. Acum, da, vorbim de buze și la nivelul buzelor. Întâlnim asimetrii pe care pacienta le conștientizează, adică uitându-se în oglindă în fiecare dimineață, încercând ea să corecteze din make-up, dar își dă seama că este doar un compromis pe care îl face. Și când îndrăznește să treacă pragul cabinetelor de specialitate, da? Primul lucru pe care îl menționează e, da, nu, vedeți, observați dumneavoastră că noi analizăm și în dinamică, nu analizăm numai în repaus, cum stă pacienta în repaus. Primim și poze, da, primim poze, dar nu analizăm și nu luăm decizii pe poze. Niciodată. Și nu faceți aceste intervenții pentru a aduce persoana mai aproape de un model, idealul de frumusețe, ci pentru a corecta poate acel complex. Da. Și bărbații, și bărbații se adresează tot mai mult în ultimul timp și am auzit multe povești în direcția asta și da, fiecare are un ideal de frumusețe. Și nu numai de frumusețe, deci nu numai din punct de vedere estetic, dar și funcțional. Ei devin funcționali sau cumva au încredere în abilitățile și în skillurile lor și au încredere sau au entuziasmul de a face ceva dacă sunt mulțumiți de aspectul exterior. Și aici noi, ca și chirurgi esteticieni, ne aducem o contribuție majoră, spun eu, și da, sunt schimbări radicale după ce pacientul ajunge, sau n-aș zice chiar pacient, după ce domnișoara, doamna, persoana, sau persoana respectivă, da,
ajunge la standardele care o mulțumesc din punct de vedere estetic, are curajul și are încredere în capacitățile personale, în abilitățile pe care le are și da, se schimbă modul de relaționare interuman. Dar apropo de a ajunge la acel standard mult, mult dorit, mai e și o discuție vis-a-vis de limită, unde te oprești. Limitele, eu zic că de multe ori nu le sunt limitele pe care, limitele pe care ar trebui medicii, specialiștii să le impună acum. Da, pentru că noi evaluăm obiectiv pacient, adică și da, spunem, de multe ori suntem direcți, de fiecare dată suntem direcți și le spunem, da, ok, am înțeles care sunt ambițiile tale, dorințele tale, dar uite, ți s-ar potrivi până aici. O anumită măsură. Da, mergem și facem doar atât. Sau că noi explicăm cu oglinda în față. În privat, unde lucrez în Timișoara, am o echipă de medici care au făcut pregătire și în străinătate, colaborăm foarte frumos împreună și ne completăm foarte bine și pe această cale încurajez pe toți doritorii care vor să se adreseze, pentru că în România chirurgia estetică se poate practica la ora actuală doar în privat, pentru că nu este decontată de... Aici am vrut să ajung, dacă sunt, din punct de vedere, sau cum arată viitorul pe partea de chirurgie estetică, la nivelul județului Hunedoara, că acum tendința este să te îndrepți spre centrele, marile orașe, spre centrele universitare. Da, adresabilitatea este spre centrele mari, adică da. Eu trebuie să recunosc acum, chiar dacă am venit aici de 3 luni, majoritatea care mi-au cerut sau mi-au cerut informații legate de anumite proceduri estetice, doreau la Timișoara. La Timișoara, da, pentru Timișoara. Da, mi-au spus că pentru Timișoara. Partea de privat, vorbim de, partea de privat. Privat. Da, într-un partea spital de stat, deocamdată lucrurile aici trebuie nu să... sunt reglementate. Nu. Da, nu sunt asigurate de către bugetul de stat. Da. Dar dacă vorbim de reconstrucția post-traumatică, post-chirurgicală în spitale, care sunt cele mai comune intervenții de reconstrucție pe care le faceți într-un spital? Defectele post-traumatice sau sechelele post-combustionale sunt corectate în spitale. Da, pacientul are posibilitatea să se adreseze spitalelor de stat și să fie gestionați acolo. Deci defectele de părți moi, defectele osoase, se adresează chirurgiei plastice. Este de competența chirurgiei plastice să fie gestionate și reparate, să spun așa. Deci pacientul, da, trebuie să știe că poate să vină cu încredere. Da, sunt importante pentru că și psihicul acelui pacient este cu mult îmbunătățit, da? Starea, absolut, da. Starea de bine, da? Self-esteem-ul, da? Sau exact, da. Stima de sine, da? Este cu mult îmbunătățită în momentul în care ai trecut printr-o astfel de intervenție. După ce ai amânat poate ani de zile, sunt persoane care trăiesc cu această dramă, e adevărată dramă, da, este și... ani de zile și amână acest moment până când, fie până găsesc specialist, până găsesc medicul potrivit, cred că sau și asta se întâmplă, curaj, până vine. Își fac curaj, da. Dar și până când găsesc omul care să-i înțeleagă, cu care să rezoneze, că și asta cred că e, și da, acesta și cred că este un aspect cred important. Cred că trebuie să reușim să depășim anumite prejudecăți care încă mai sunt reziduale în rândul populației. Cumva toți medicii sunt în aceeași categorie. Și pacientul când vine, cum am menționat și la începutul emisiunii, vine descurajat, cumva umil, infantil, se infantilizează în fața medicului și nu mai știe nimic, nu mai știe ce are de făcut, nu mai știe la ce se aștepte. Nu trebuie să fie panicat, să vină cu încredere, să întrebe. Eu chiar apreciez dacă pacientul îmi adresează întrebări, dar cumva și întrebările acelea trebuie alese, pentru că medicul nu are atâta timp să asculte sau să consilieze. Un întreg istoric, da. Și o întreagă experiență, poate. Da, o întreagă experiență, că mulți vin și cu durerea sufletească și cu drama trăită de atâta timp acasă, dar noi nu avem timpul necesar să consiliem psihologic pacientul. Noi răspundem pentru întrebările adresate sau legate de patologia pentru care vine la noi. Și să vină cu încredere, adică nu, sunt medici foarte buni în România și, repet,
eu am șansa să colaborez cu medici foarte, foarte buni și excepționali și îi tratăm cu devotament și cu, cum să vă zic, cu pasiune. Pe fiecare care ne-a trecut pragul cabinetului în privat sau în spitalele de stat. Doamna doctor, mulțumesc. Cred că e ideea cu care ar trebui să încheiem această discuție. Mulțumesc pentru deschidere. Eu vă mulțumesc. Mulțumim pentru toate informațiile acestea care cred că sunt importante și uite și prin, pe această cale cumva încercăm să le oferim privitorilor, telespectatorilor din județul Hunedoara și prin intermediul rețelelor de socializare din întreaga țară, de ce nu, informații esențiale, aminteați ce metode sau ce ar trebui să, cum ar trebui să procedăm în cazul unei arsuri, da? În cazul unor traumatisme care trebuie gestionate corect de acasă înainte de a merge către specialist. Mult succes în activitate. Mulțumesc frumos. Și vă aștept cu drag pe toți cei care au nevoie. Noi vă așteptăm de câte ori aveți posibilitatea să ne aduceți noutăți. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Toate cele bune. La revedere! Tradițional Cuisine, locul unde găsești cea mai bună mâncare, gustoasă, proaspătă și de calitate, pregătită de profesioniști cu meniul zilei la alegere. Bucătăria tradițională pusă în valoare la cel mai înalt nivel. Doar o vizită acolo și devii clientul permanent care apreciază calitatea produselor, curățenia și amabilitatea personalului. Gurmanzii găsesc aici porții mari la preț avantajos. Tradițional Cuisine este locul unde economisești bani și ai parte de surprize culinare deosebite. Nu lipsesc deserturile delicioase și apetisante, savarine, clătite sau papanași. Masa se poate consuma la locația de pe strada depozitelor numărul 5 sau cu livrare la pachet. Meniul zilei la Tradițional Cuisine este o alegere inspirată. Comenzi se pot face la telefon 0736736717. Biblioteca Județeană Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca organizează în data de 15 octombrie 2024, ora 18, în cadrul Salonului Hunedorean al Cărții, ediția 23-a, o întâlnire cu domnul Vasile Pușcaș, reputat istoric, cercetător, membru corespondent al Academiei Române, expert în relații internaționale, diplomat, fost negociator șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană. La Salonul Hunedorean al Cărții, Vasile Pușcaș va fi prezent cu trei cărți. Istoria din cotidian, Românii în Uniunea Europeană și România și lumea în schimbare. Era un întuneric, beznă și am auzit haosul pământului. Asigură-ți locuința acum. Campanie de informare realizată de PAID România cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al Asociației Municipiilor din România. Bățioare, nu îl văd pe unul în baie cu un șampon în mână zicând am primit șamponul ăsta, poate vreți și voi să vă spălați pe cap cu el. Gândurile noastre ne creează emoții. Și ceea ce afectează diverse organe din corpul nostru sunt aceste emoții care creează la rândul lor dezechilibre energetice la diverse nivele. Întâmplător sau nu, am dat peste un curs făcut de Donna Eden de medicină energetică. Dr. Mădălina Petre, gastroenterolog și profesor de medicină preventivă. Duminică la Antena 3 CNN. Este important să avem un președinte care să înțeleagă că românii locuiesc nu doar în România, ci peste tot în lume. Este important să continuăm să dezvoltăm această relație între diaspora și România și că diaspora reprezintă poate cea mai importantă resursă pe care România o are, care este neutilizată astăzi. Antena 3 CNN. E aici. Bună!
Bună ziua, ora 13, bine v-am regăsit la News Magazine. O situație fără precedent în România, măsuri sporite de securitate după o alertă de atacuri emisă de Ambasada Statelor Unite la București. Ambasada anunță că a identificat o amenințare la adresa instituțiilor religioase din România, iar cetățenii americani sunt sfătuiți să evite sinagogile, moscheile, templele, atât din București cât și din restul țării. Serviciul Român de Informații anunță că nu a identificat date care să determine creșterea nivelului de alertă în România și totuși în acest weekend, la care se referă alerta, până pe 13 octombrie, sunt luate măsuri sporite de securitate și la nivelul Ministerului de Interne. Poliția așadar s-a mobilizat, jandarmii s-au mobilizat în număr mai mare.